veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Ezechia, un împărat care a dat dovadă de o încredere deosebită în Dumnezeu. Așa l-am și numit, un om al încrederii în Dumnezeu. Deschideți la cartea a doua a cronicilor, capitolul 18. Parcă ne-am săturat de exemple rele, avem unul bun. Versetul 3. El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său David, un împărat după modelul davidic. Versetul 5. El și-a pus în credere în Domnul, Dumnezeul lui Israel. Și dintre toți împărații lui Iuda, care au venit după el, sau care au fost înainte de el, n-a fost niciunul ca el. În privința încrederii, ținând cont de vremea grea care a traversat o țară sub domnia lui, niciunul de la David nu a mai dovedit atâta încredere în Dumnezeu și atâta alipire de Domnul, chiar în vremuri grele, ca Ezechia. Citesc de la versetul 9, să înțelegem vremea în care a trăit. În al patrulea an al împăratului Ezechia, care era al șaptelea an al lui Osia, împăratul lui Israel, celelalte 10 seminții, Salmanasar, împăratul Asiriei, s-a suit împotriva Samariei, capitala regatului celălalt, și-a împresurat-o. După 3 ani a luat-o, în al 9-lea an al lui Osia, atunci a fost luată Samaria. Împăratul Asiriei a dus pe Israel rob în Asiria și a asejat în Halah și Habor, lângă râul Gozan și în cetățile mezilor, pentru că n-ascultaseră de glasul Domnului Dumnezeului lor și călcaseră legământul lui, pentru că nici n-ascultaseră, nici nu împliniseră tot ce poruncise Moise, robul Domnului. În timpul acestui împărat, cel l-a regat, s-a prăbușit și a fost dus în robie. A rămas doar împărăția lui Iuda. Dacă ar fi fost un împărat rău pe tron în vremea aceea, ar fi avut aceeași soartă cu fraților dinspre nord. Dar credincioșia și încrederea lui Ezechia și pocăința poporului sub domnia lui i-a salvat de sub căderea în robie. Am împărțit studiul în 3 părți, prima parte, reforma spirituală, versetul 6 din capitolul 18. Mai întâi, el și-a deschis inima spre Domnul. El s-a lipit de Domnul, nu s-a abătut de la el și a păzit poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. Și acum întoarceți la 2 Cronici 29, ca să vedem ce a făcut un împărat cu inima deschisă spre Domnul. A reorganizat slujbele de la templu. Ahaz închisese ușile casei Domnului și desfințase slujba sfântă. Mai întâi și-a deschis inima, apoi a deschis casa Domnului și a provocat pe preoți și pe leviți pentru slujire. 29:3. În anul întâi ai domniei lui, în luna întâi, a deschis ușile casei Domnului și le-a dres. A adus pe preoți și pe leviți, pe care i-a strâns în locul deschis dinspre răsărit, și le-a zis: ascultați-mă, leviților, acum sfințiți-vă, sfințiți casa Domnului, rețineți ordinea aceasta. Nu putem să sfințim casa Domnului până mai întâi nu ne sfințim noi. Și scoateți afară din sfântul locaș ce este necurat. Versetul 11. Probabil datorită stării de pasivitate, de letargie spirituală în care apucaseră din domnia precedentă, ei n-aveau inimă, nu erau obișnuiți, nu erau antrenați în slujba sfântă. De aceea, el le spune, versetul 11. Acum, fiilor, nu mai stați nepăsători, căci voi ați fost aleși de Domnul ca să stați în slujbă înaintea Lui, să fiți slujitorii Lui și să-i aduceți tămâie. Și leviții s-au sculat și îi dă pe câțiva cu numele. După ce i-a provocat să se ocupe de biserică, am spune noi, de slujba sfântă, s-a procedat la o reafirmare a legământului. Acele înnoiri a legământului au fost necesare de-a lungul istoriei pentru oameni să se apropie de Dumnezeu, să-și redefinească poziția de credincioși, ca și cum s-ar întoarce cineva care a fost căzut. Scrie aici, în versetul 10, am de gând, dar să fac legământ cu Domnul, Dumnezeul lui Israel,
pentru ca mânia lui aprinsă să se abată de la noi. Și într-adevăr s-a și abătut. Să vedem în ce a constat legământul acesta. Voi citi din capitolul 32, versetele 31, versetele 2 și 4. El a statornicit orarul casei Domnului și al legii sfinte. Ezechia a așezat din nou cetele preoților. Amintiți-vă că de pe vremea lui David erau împărțiți în 24 de cete. Și leviților, după șirul lor, fiecare după slujbele sale, preoți și leviți, pentru arderele de tot și jertfele de mulțumire, pentru slujbă, pentru cântări și laude, la porțile taberii Domnului. Versetul 4. Și-a poruncit poporului, locuitor Ierusalimului, să dea preoților și leviților partea cuvenită lor, ca să țină cu scumpătate legea Domnului. Dumnezeu rânduise ca templu să fie centru poporului său. După cum pentru noi, slujba de la biserică ne unifică. Prin adunarea noastră aici, ne definim ca și mădulare de slujire unii altora. La fel, templul era pentru ei modalitatea prin care neamul lui Aaron și seminția lui Levi slujea în mod spiritual tot poporul. Și Ezechia i-a pus din nou în ordine fiecare la locul lui. De la marele preot care intra o dată pe an în Sfânta Sfintelor până la ușier și la omul care se ocupa de disciplina sau de visteria casei Domnului, de lucrurile închinate și dăruite Domnului. În scurt timp s-au văzut efectele acestei reforme. Citim din capitolul 30, de la versetul 25, care sunt rezultatele unei treziri spirituale. Și s-a bucurat toată adunarea lui Iuda, și preoții, și leviții, și tot poporul venit din Israel, și străinii veniți din țara lui Israel s-au așezat în Iuda. Când este bucurie și prezent Dumnezeu, se bucură începând cu cei de la Anvon, tot poporul, se bucură și musafirii din altă parte, se bucură și prietenii care vin, că toți își dau seama că acolo este prezent și lucrează Dumnezeu. Ce au făcut ei să aibă părtășie aceasta în bucurie? S-au sfințit și au scos afară lucrurile rele. Dar n-a fost o sfințire de suprafață. O redresare spirituală așa de formă a fost una totală. Am amintit noi la un împărat că s-au dăruit Domnului, s-au ocupat de templu, dar înălțimile funcționau. Acest Ezechia a desfințat înălțimile. Cred că vă mai amintiți pe lângă înălțimi ce a mai desfințat el. Ceea ce toți împărații avuseseră până atunci. A îndepărtat înălțimile. 2 Împărați 18 cu 4. A sfărâmat stâlpii idolești, a tăiat astarteile și a sfărâmat în bucăți șarpele de aramă pe care îl făcuse Moise. Căci copiii lui Israel arseseră până atunci tămâie înaintea lui, îl numeau Nehuștan. Deci a dat la o parte înălțimile și a anulat tradițiile. Continui din 30 cu 26, 2 Cronici. A fost mare veselie la Ierusalim. Fiți atenți. De pe vremea lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, nu mai fusese la Ierusalim așa ceva. De atunci, de când se inaugurase templu, așa bucurie nu mai prinseseră. Tot se spune uneori prin biserici, fraților, ce bucurie a fost la început. Rețineți, se poate atinge iarăși nivelul de bucurie și veselie ca pe vremea lui Solomon. Dacă se face o ordine spirituală și pocăință. Și ce-i mai frumos, degeaba am spune noi, ne-am bucurat, ne-am simțit grozav. Dumnezeu dă nota. Versetul următor. Preoții și leviții s-au sculat și au binecuvântat poporul. Glasul lor a fost auzit și rugăciunea lor a ajuns până la ceruri, până la locuința slăvită a Domnului. Amin. A fost o slujbă primită și în cer. Cred că și cerul asista și îngerii la bucuria aceea de la Ierusalim. Așa ar trebui și ar fi normal să fie. Când venim la biserică, să ne bucurăm. Și când mergem acasă, ce să facem? Hai să citim versetul următor. 31 cu 1. Când s-au isprăvit toate acestea, toți cei din Israel care erau de față au plecat în cetățile lui Iuda, fiecare la casa lui, au sfărâmat stâlpii idolești, au tăiat astarteile și au surpat de tot înălțimile și altarele din Teotiuda și Beniamin și din Efraim și Manase, semințiile apropiate ca zonă geografică.
Apoi toți copiii lui Israel s-au întors în cetățile lor, fiecare la moșia lui. Atunci reforma întreagă. Nu doar când ne bucurăm la biserică, când mergem acasă și facem ordine. Zacheu l-a primit pe Domnul în casa lui plin de bucurie. Dar dacă nu făcea ordine în sertarele cu bani, mântuirea venea numai prin bucuria că a fost Domnul în casa lui. Atunci este mântuirea întreagă. Când se derulează și partea a doua, Doamne ajută! După ce au reorganizat slujbele de la templu, mai sunt precizate aici câteva detalii despre alte întâlniri care le-au avut cu ocazia sărbătorilor. În capitolul 29, citesc versetul 20, împăratul Ezechie s-a sculat dis de dimineață, a strâns pe mai mari cetăți și s-au suit la casa Domnului. 25. A pus pe leviți în casa Domnului cu chimvale, alăute și arfe, după rânduiala lui David, lui Gad, văzătorul împăratului și prorocului Natan, căci astfel era porunca Domnului dată prin prorocii săi. Leviții au luat locul instrumentele lui David și preoții cu trâmbițele. Ezechia a poruncit să aducă arderea de tot pe altar și în clipa când a început arderea de tot, a început și cântarea Domnului în sunetul trâmbițelor și instrumentelor lui David, împăratul lui Israel. Toată adunarea s-a închinat, au cântat cântarea și au sunat din trâmbițe până s-a isprăvit arderea de tot. Când au isprăvit, i-a dus arderea de tot, împăratul și toți cei ce erau cu el au îngenunchiat și s-au închinat. Și citesc versetul 36. Ezechia și tot poporul s-au bucurat că Dumnezeu făcuse pe popor cu voie bună, căci lucrul s-a făcut pe neașteptate. N-a fost o sărbătoare din cele standard, Paști, Rusalii, sărbătoarea corturilor. A fost o întâlnire spontană, o adunare pregătită de Domnul, care a pus pe inima împăratului să se scoale dis de dimineață, să-i provoace pe toți și a fost o mare bucurie. Și alte biserici care au trăit perioada de reformă cunosc astfel de întâlniri spontane. Când Dumnezeu a pus pe inima cuiva, poate chiar într-un cer mai restrâns, să se adune, să se roage, să cânte, și a dat Dumnezeu bucurii care nu le așteptaseră, nu le anticipaseră. Dumnezeu are asemenea momente pregătite pentru noi și le dăruiește acelor care sunt deschiși și cu inimă bună. De aceea trebuie să fim oricând gata să lăsăm pe Domnul să lucreze. Erau farisei din timpul Domnului Iisus care nu acceptau să lucreze Domnul Iisus când vrea. S-au supărat pe el și pe ceilalți și le-au zis: veniți în restul zilelor și vindecați, nu în sabat, că ne străcați ordinea. Spunea, eu personal l-am auzit pe fratele Bocheanu înainte de a muri: noi am anulat unele bucurii din biserică cu programele noastre standardizate. Dacă am lăsat uneori să curgă lucrurile liber, respectând Biblia, dar lăsând în mod spontan pe Dumnezeu să lucreze, am avea parte de mai mult har și binecuvântare și Domnul să-L dea. Amin. Apoi, îi întâlnim aici pe izraeliți la prăsnuirea Paștelor, care era cea mai importantă sărbătoare din Iuda și din Israel. Dar Iuda rămânsese. Citesc din 30:1. Ezechia a trimis soli în tot Israelul și Iuda, în Israelul care mai rămânseseră și nu fuseseră duși în robie. Și a scris scrisori și lui Efraim și lui Manase ca să vină la casa Domnului la Ierusalim să prăsnească Paștele în cinstea Domnului Dumnezeului lui Israel. De la versetul 5. Au hotărât să dea de veste în tot Israelul, de la Berșeba din sud până la Dan în nord, ca să vină la Ierusalim să prăsnească Paștele în cinstea Domnului Dumnezeului lui Israel, căci de mult nu mai fuseseră prăsnuite după cum era scris. Alergătorii s-au dus cu scrisorile împăratului și căpetenii lui în tot Israelul și Iuda. Și după porunca împăratului au zis: copiii lui Israel, întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul lui Avram, lui Isaac și Israel, ca să se întoarcă și el la voi. Rămășiți scăpată din mâna împăraților Asiriei. Nu fiți ca părinții voștri și ca frații voștri care au păcătuit împotriva Domnului. Nu vă înțepeniți grumazul. Dacă vă întoarceți la Domnul, frații voștri și fiii voștri vor găsi milă la cei ce i-au luat robi și se vor întoarce în țară,
căci Domnul Dumnezeul vostru este milostiv și îndurător și nu-și va întoarce fața de la voi dacă vă întoarceți la El. Alergătorii au mers astfel din cetate în cetate, prin țara lui Efraim și Manase până la Zabulon, dar ei râdeau și își băteau joc de ei. Însă câțiva oameni din Așer, din Manase și Zabulon s-au smerit și au venit la Ierusalim. În Iuda, de asemenea, mâna lui Dumnezeu a lucrat și le-a dat o singură inimă ca să-i facă să împlinească porunca împăratului și a căpetenilor, după cuvântul Domnului. Un popor în mare număr s-a adunat la Ierusalim să prăsnuiască sărbătoarea Azimilor în luna a doua. A fost o adunare foarte mare. Pentru vremea noastră de astăzi, când avem o întâlnire specială, ar fi indicat ca fiecare dintre noi să dăm telefonul, să anunțăm pe colegul nostru, să chemăm pe vecinul nostru. Veniți, că avem o adunare sfântă în cinstea Domnului. Fie unii care nu ne vor lua în considerare. Asta spre paguba lor. Noi ne facem datoria, ca și în pilda nunții fiului de împărat. Duceți-vă la răspântii, la drumuri, la garduri. Și pe câți îi vedeți, chemați-i să vină să se umple o daia de nuntă. Dar cei care au venit, mare bucurie au apucat. Că e scris, ferice de cei chemați și care iau parte. Adunați la Ierusalim, măcar că nu făcuseră curăția prealabilă datorită anilor negri de până atunci, nu erau obișnuiți cu sfințirea pentru sărbătoare, și fac această precizare pentru noi, este valabil uneori când ne pregătim pentru cina Domnului sau pentru alte evenimente sfinte și au avut loc anumite nebăgări de seamă ale noastre și n-am trăit în sfințenie înaintea Domnului sau au fost alte greșeli. Citesc de la versetul 17. Fiindcă în adunare erau mulți inși care nu se sfințiseră. Leviții au junghiat ei pentru ei jertfele de Paște. Căci o mare parte din popor nu se curățiseră și au mâncat Paștele nu după cele scrise. Dar Ezechia s-a rugat pentru ei zicând, Domnul care este bun să ierte pe toți. Cei ce și-au pus inima să caute pe Domnul Dumnezeu părinților lor, măcar că n-au făcut sfânta curățire. Domnul a ascultat pe Ezechia și a iertat poporul. Deci sunt situații când chiar dacă nu s-a făcut pregătirea prealabilă necesară, dacă inima este deschisă la rugăciune, Domnul poate să dea îndurare, să facă trecere și să aveți dreptul să vă apropiați de slujbele sfinte. Dar asta nu ne permitem noi de la noi citire, decât dacă cineva mijlocește pentru noi și noi cu sinceritate suntem și astfel Domnul poate să ne dea undă verde. Dar nu facem din aceasta o lege, cum spune Noul Testament, din legea slobozeniei, nu facem o dezlegare să trăim pentru firea pământească. Vreau să mai citim de aici, doar de la versetul 22, Ezechia a vorbit inimii, spun frații uneori, noi vă predicăm la urechi, dai lung drumul de la ureche la inimă. Când este deschisă inima, nu mai vorbești la urechi, vorbești direct la inimă. Tuturor leviților care arătau o mare pricepere pentru slujba Domnului, după ce s-au bucurat 7 zile, potrivit cu rânduiala sărbătorii Azimilor, după Paște, versetul 23, toată adunarea a fost de prere să mai prăznuiască alte 7 zile. Și au prăznuit cu bucurie încă 7 zile. Și s-a bucurat toată adunarea, și Iuda, și preoții, și leviții, și așa cum am citit înainte. Zice în psalme, Doamne, înviorează-ne tot atâtea zile câte am avut parte din norocire. Ar trebui câte adunări de sărbătoare și câte zile de bucurie le-am pierdut, să rugăm pe Domnul să ne le dea dublând pe cele care apucăm să le prindem și să avem parte de ele. Așa s-au derulat lucrurile în acea trezire spirituală, când ei s-au pocăit în mod total. Al doilea punct, conflictul cu Asiria. Spuneam deja că în timpul lor, ceilalți evrei au căzut în robia asiriană. Deschideți la 2 împărați 19. Asirienii s-au ridicat în vremea aceea ca și un imperiu, au precedat pe babilonieni și au cucerit țară după țară. Se lăudau ei ajunși la porțile Ierusalimului în 19 cu 11. Iată,
Ai auzit ce au făcut împărații Asiriei tuturor țărilor și cum le-au nimicit? Și tu să fii zbăvit? Dumnezeii neamurilor pe care i-au nimicit părinții mei au zbăvit ei pe Gozan, Haran, Rețef și pe fiul lui Eden din Telasar, unde este împăratul Hamadului, Arpadului, Sevarvaimului, Hene și Ivei. Toți se duseseră. Și întorcând o foaie în urmă, citim de la versetul 13, că acest împărat care pustia totul în cale, a ajuns în fața zidurilor Ierusalimului. În al 14-lea an al împăratului Ezechia, Sanherib, împăratul Asirii, s-a suit împotriva tuturor cetăților întărite din Iuda și a pus stăpânire pe ele. Ezechia, împăratul Iuda, a trimis să spună împăratului Asiriei că îi plătește tribut să-l lase în pace. Dar de la versetul 17 citim: împăratul Asiriei a trimis din Lachis la Ierusalim la împăratul Ezechia pe Tartan, Rapsare și pe Rapsache cu o știre puternică. S-au suit și au ajuns la Ierusalim. Când s-au suit și au ajuns, s-au oprit la canalul de apă al Iazului de sus, pe drumul care duce la ogorul Înălbitorului. Căci diavolul nu-i mulțumit doar să avem noi pagubă materială, ca și cum era pe vremea comunistă, nu era diavolul mulțumit doar să-i pună pe pocăi să plătească amenzi, să le dai tribut și pe tine să te lase să locuiești în Ierusalim. Diavolul vrea să desfințeze Ierusalimului, că îl deranja casa Domnului, unde se făceau slujbe care erau auzite în cer. Și asta l-ardea pe el. Și atunci a vrut să șteargă și Ierusalimul de pe hartă. Și i-a zis, cum v-am citit deja: tu crezi că rămâi? De ce vă bizuiți în Ezechia? Cum să rămână dacă toți s-au nimicit? Și am auzit uneori voci care spun: asta e mersul istoriei. Toți au decăzut, nu mai poți să reziști. Asiria este puterea veacului. Toți au aceeași soartă. A căzut și biserica cu tare și alta, popoare la rând. Cum mai poate să reziste Ierusalimul? Ierusalimul, dacă în el este prezent Dumnezeu, rămâne. Și dacă totul s-ar nimici în jur, scriem Psalmul 91, să cadă 1000 de o parte, 10.000 de alta, tu rămâi intact, căci Dumnezeu este mare, slăvit să fie numele Lui. În situația aceasta, armata lui Sanherib și, în mod special, purtătorul de cuvânt, ofițerul Rapsache, a recurs la o luptă ideologică. Și asta este extrem de asemănătoare cu ce avem astăzi, când nu avem de luptat cu carne, cu sânge, cu săbii și cu alte arme. A avut un discurs lângă zidul cetății, prin care a intenționat să strige cât poate de tare să audă tot poporul. Și a încercat să obțină câteva lucruri. Hai să citim câteva versete și să observăm. Versul 25. De altfel, oare fără voia Domnului m-am suit eu împotriva acestui loc ca să-l nimicesc? Domnul mi-a zis: suie împotriva țării acesteia și nimicește-o. I-a zis Dumnezeu una ca asta? Nu. O metodă a diavolului. Vrea să-ți provoace necredință. Să crezi că așa e planul lui Dumnezeu. Să fim frânt. Și uneori și convinge pe unii. Și în urmă ei spun: a, dacă așa a fost voia Domnului să pierd. Nu este voia Domnului să pierdem luptele spirituale. Numai diavolul spune că e voia lui Dumnezeu și trebuie să cazi în frânt. Nu, oricare ar fi problema ta. Pe fond spiritual, nu trebuie să cazi în frânt. Un alt verset, 30. Să nu vă facă Ezechia să vă încredeți în Domnul, zicând: Domnul ne va izbăvi și cetatea nu va fi dată în mâinile împăratului Asiriei. N-ascultați de Ezechia. Îți producă deznădejde. Discutăm uneori la consiliere sau când mergem prin familie și chiar în slujbele de la anvon și întărim pe frați și surori. Și la scurtă vreme vine iară câte un Goliat, câte un Rapsache și vă suflă tare în urechi: să n-aveți încă, nu se poate să câștigați. De ce vă încredeți voi în Ezechia? Ce argumente are el? Sunteți aici închiși în Ierusalim, aveți provizii limitate? Nu se poate! Parcă știa diavolul care vorbea prin el că dacă se încrede în Domnul, cei care se încrede în Domnul sunt ca muntele Sionului, care nu se clatină, ci stă întărit pentru vecie. Țineți foarte mult la încrederea în Dumnezeu. A te încrede în Dumnezeu, ești la adăpost. Atât vroia să-i facă să se teamă. Amintiți-vă de vremea lui Nemia. Ce vroiau să obțină de la el, printre altele? Să-l prindă teama.
să se intimideze. Este una din armele de bază ale diavolului, să-ți fie frică. Știți când s-a bătut Gedeon, câți fricoși au fost? Partea cea mare. Domnul să alunge teama și peste noi să lase încrederea. De altfel, de ce să ne temem? Dacă Domnul este cu noi, cine va fi împotriva noastră? Dacă Dumnezeu deține controlul universului și îngerii sunt la îndemână și Duhul Sfânt este lăsat peste noi, de ce să ne temem? Și totuși, uneori, atâția se dovedesc atât de slabi. Sunt cuvintele lui Rabșake, nu vă temeți, încredeți-vă în Ezechia și prin el în Domnul. Apoi, versetul 36. Când a văzut că trimișii împăratului nu reacționează, sunt tari, a încercat să strige la popor, în mod special, și să le ceară un răspuns. Poporul a tăcut și nu i-a răspuns o vorbă, căci împăratul dăduse porunca aceasta, să nu-i răspundeți. Când vă vin asemenea gânduri și duhuri, nu încerca să dialogați la nivelul minții, că tu îi spui una și îl spune două. Și ți-o spune prima să te slăbească și dacă lași mai te slăbește, nu povestiți cu diavolul. Nu avem ce să povestim cu el. Chiar și cu oamenii care vor să ne însufle neîncredere, nu discutăm. Discutăm cu cine poate să ne ajute. Și la nivel de biserică și la nivelul unei lucrări. Nu vă lăsați provocați. Lăsați-i să răspundă pe cei care sunt în drept, pe cei care au încredere și dumneavoastră rămâneți sub aripa Domnului și în comuniune cu cei care Domnul v-a aranjat. În situația aceasta, mai citesc și din 2 Cronici un verset că este relevant, 32:18, slujitorii lui Sanherib au strigat cu glas tare în limba evreiască pentru ca să arunce groaza și spaima în poporul din Ierusalim care era pe zid și să poată pune astfel stăpânire pe cetate. Au vrut să intimideze. Și lupta aceasta este cea mai mare la nivelul minții. Așa a vrut să-i bată pe evrei, dar ei au rămas tari. Ce au făcut ei în această situație? Un singur lucru. Au apelat la Dumnezeu. A apelat împăratul, Isaia și chiar tot poporul. Să citim lucrul acesta din 2 Împărați 19. Este un titlu frumos acolo, Ierusalimul scăpat. Le spuneam la copii acea întâmplare despre felul în care Dumnezeu știe să ocrotească pe ai săi chiar în situații de criză. Se spune că două păsărele zburau, văzând deasupra lor o altă pasăre mai mare, răpitoare, și un vânător la sol, și au zis, nu avem nicio șansă să scăpăm deasupra dușmani, dedesubt vrăjmași. Dar în clipa următoare, vânătorul a pușcat uliu sau vulturul și pe vânător l-a mușcat un șarpe de picior. Și păsărelele au zburat mai departe. Cam așa ceva s-a întâmplat aici la Ierusalim. Ei în jur, cuprinși de dușmani, Ezechia a trimis versetul 2 pe Eliachim, căpetenia casei, pe logofăți și pe preoții cei mai bătrâni acoperiți cu saș la prorocul Isaia și i-a zis, așa vorbește Ezechia, ziua aceasta este o zi de necaz. Poate că Domnul Dumnezeu tău a auzit toate cuvintele lui Rabșake, înalță dar o rugăciune pentru ceilalți care au mai rămas. Slujitorii împăratului Ezechia s-au dus la Isaia și Isaia le-a zis, iată ce se spune stăpânului vostru. Așa vorbește Domnul. Și sunt momente în care un cuvânt din partea Domnului ne întărește. Nu te speria de cuvintele pe care le-ai auzit și prin care m-au bajocorit slujitorii împăratului Asiriei. Ce simplu e pentru Dumnezeu și câte metode are la îndemână. Voi pune în el un duh care îl va face ca la auzul unei vești. Că el cu vești a vrut să-i spare pe evrei și a zis, Domnul, las că îți dau eu vești. Pe care o va primi să se întoarcă în țara lui și vor face să cadă ucis de sabie în țara lui. Rabșake plecând a găsit pe împăratul Asirii luptând împotriva Livnei, căci aflase de plecarea lui din Lachis. I-a deschis Domnul conflict pe altă parte, că Dumnezeu știe să o crotească pe ai săi. Știți, o împrejurare când David era aproape să fie prins de Saul și oamenii săi îl înconjuraseră. Și în clipa aceea vine un sol. Du-te că au năvălit filisteni în țară. Cine i-a trimis pe filisteni? Domnul să-l scape pe David. Dar nu doar Isaia și preoții s-au rugat. E foarte frumoasă și rugăciunea lui Ezechia. El este întâlnit și în altă parte cu rugăciunea lui, dar să o urmărim pe aceasta de la versetul 15, prezentată ca o scrisoare adusă înaintea Domnului. Doamne Dumnezeu lui Israel, care șezi pe Heruvim, Tu ești singurul Dumnezeu al împărăților pământului, Tu ai făcut cerul și pământul, Doamne, pleacă-ți urechea și ascultă. Și apoi
motivează el și spune în versetul 19: acum, Doamne Dumnezeul nostru, izbăvește-ne din mâna lui Sanherib ca să știe toate împărățiile pământului că numai Tu ești Dumnezeu, Doamne. Amin. Și vine Ezechia și îi mai dă o profeție frumoasă în care e simbolizat în împăratul Asiriei ca unul căruia Domnul îi pune hamul pe el și îi pune belciugul între dinți și îl poartă de frâu. Și vă citesc doar de la versetul 34: căci eu voi ocroti cetatea aceasta ca să o mântuiesc din pricina mea și din pricina robului meu David. Dar atunci în cetate era unul care îl urma pe David. De aceea Domnul s-a gândit la David și avea motive să-i scape. În noaptea aceea a ieșit îngerul Domnului și a ucis în tabăra sirienilor 185.000 de oameni. Și când s-au sculat dimineața, ia că erau toți niște trupuri moarte. Atunci Sanherib și-a luat tabăra, a plecat și când a ajuns acasă, fiii săi l-au omorât. Ce izbăvire a dat Dumnezeu! Vreau să privim după acest război, să vedem cât valorează o reformă spirituală. Uitați-vă la cele două regate, au pornit deodată. Unii au pornit cu templu sfânt, ceilalți au pornit fără, mulți cei răi, cei buni puțin ca întotdeauna. Și în timp ce majoritatea semințiilor erau duse în robie, erau pe nicăieri, decimate, puțini, familii lovite, zdrobite. Să urmărim din 2 Cronici 32 ce bunăstare și ce binecuvântare dăduse Dumnezeu în Iuda. Peste Iuda era binecuvântarea și peste Israel blestemul. Așa, să știți, în plan spiritual va lucra Dumnezeu cu biserici, diferențind biserică de biserică, familie de familie și om de om. Vor fi unii sub binecuvântarea lui Dumnezeu și peste alții va fi blestem în mod vizibil. 2 Cronici 32, de la versetul 23. Exact după ce s-a derulat acel moment, mulți au adus Domnului darul în Ierusalim și au adus daruri bogate lui Ezechia, împăratul Iuda, căci de atunci s-a înălțat în ochii tuturor popoarelor. Și apoi de la versetul 27. Ezechia a avut multe bogății și multă slavă. Și a făcut visterii de argint, de aur, de pietre scumpe, de mirodenii, de scuturi și de toate lucrurile care se pot dori. Cum scrie în Psalmul 20, să-ți dea Dumnezeu tot ce dorești. Hambare pentru roadele de grâu, de mus, de undelem, grajduri pentru tot felul de vite și staule pentru oi. Și a zidit cetăți și a avut belșug de boi și de oi, căci Dumnezeu îi dăduse multe avuții. A făcut și alte amenajeri, spune capitolul următor, la capitală. Ce diferență între Ierusalim și celelalte locuri din Israel. Să ne dea Domnul Haro să rămânem cu inima legată de templu și de Dumnezeu. Și un ultim punct. Ultimii 15 ani a împăratului Ezechia. Întoarceți la 2 împărați, 20. Personal am fost cercetat la acest ultim aspect al vieții împăratului. Un om credincios a avut parte de momentul acesta, 21, în vremea aceea Ezechia a fost bolnav pe moarte. Prorocul Isaia, fiul lui Amoț, a venit la el și a zis: așa vorbește Domnul, rânduiește ce ai de rânduit casei tale, căci vei muri și nu vei mai trăi. Eu personal vreau să cred că prin această rânduire în casa lui însemna testamentul, definirea succesorului său și lăsarea în ordine a lucrurilor în țară. Alții înțeleg că în casa lui n-ar fi fost lucrurile în ordine, vizând pe fiul său Manase, care a fost rău, nu bun. Dar dacă s-o cotim exact după cronologia de aici, Manase s-a născut în cei 15 ani, căci la momentul în care a ajuns pe tron avea doar 12. Lăsăm deschis aspectul acesta. După boala și mesajul din partea Domnului prin Isaia, citim de la versetul 2, Ezechia s-a întors cu fața la perete și a făcut Domnului următoarea rugăciune: Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea feței tale cu credincioșie și curăție de inimă și am făcut ce este bine înaintea ta. Și Ezechia a vărsat multe lacrimi. Isaia, care ieșise, n-ajunsese încă la curtea din mijloc când cuvântul Domnului a vorbit astfel: întoarce-te și spune lui Ezechia, ți-am auzit rugăciunea și ți-am văzut lacrimile, iată că te voi face sănătos și a treia zi te vei sui la casa Domnului. Bătea inima lui Ezechia pentru casa Domnului. Voi mai adăuga 15 ani la zilele tale.
Te voi zbăvi pe tine și cetatea aceasta din mâna împăratului Asiriei și voi ocroti cetatea aceasta din pricina mea și din pricina robului meu David. Isaia a zis, luați o turtă de smochine, au luat-o și au pus-o pe umflătură și Ezechia s-a vindecat. Deci n-a fost o vindecare total miraculoasă, a fost o vindecare prin folosirea unui tratament, dar nu tratamentul a jucat rolul determinant, ci îndurarea Domnului. Ezechia a vrut să mai trăiască. Pe undeva, hai să fim sinceri, care dintre noi ar vrea să pună punct la 39 de ani? El socotea cum poate am socoti și noi în mod natural și este redat în cartea profetului Isaia, capitolul 38, o cântare a lui, de la versetul 9. Cântarea lui Ezechia, cu prilejul bolii și însănătoșirii lui. Ziceam, în cei mai buni ani ai mei, ai vieții mele trebuie să mă duc la porții locuinței morților. Sunt pedepsit cu pierderea celor ani ai mei care mai rămân. Versetul 13. Am strigat până dimineața, ca un leu, îmi zdrobise toate oasele. Doamne, sunt în necaz, ajută-mi, ce să mai spun? El mi-a răspuns și m-a ascultat. Versetul 20. Domnul m-a mântuit, de aceea în toate zilele vieții noastre vom suna din coarde instrumentelor noastre în casa Domnului. El s-a bucurat de harul acesta și a făgăduit și mai departe că va sluji Domnului la casa lui și în activitatea sa ca împărat. Dar, și acesta este aspectul la care mă refeream, că am fost și eu cercetat, după anii aceștia de credincioșie, după izbăvirile miraculoase, după vindecarea divină, în ultimii ani de viață, Dumnezeu l-a încercat. Și Ezechia a luat o notă slabă. N-a păcătuit ducându-se după idol, n-a reintrodus înălțimile, n-a asuprit pe popor. S-a mândrit în inima lui și aspectul culminant, vreau să-l citim din 2 Cronici 32, versetul 25. Asta vis-a-vis de ce spune și Ieremia, inima omului, cine poate să o cunoască? Noi vrem să ne cunoaștem unii pe alții, de exemplu tinerii vor să se cunoască pe o fată, să știe, ar fi potrivită pentru el, noi ne gândim când e vorba să punem pe cineva în lucrare sau ca biserică, pe cine să alegem sau cu cine să colaborăm. Dar cine poate intra în inima omului? Și după ce toată viața, eu cred că ar fi fost în stare să declare toți că inima lui Ezechia bate 100% pentru Domnul și chiar sunt referințe care dovedesc aceasta. Scrie aici în 32 cu 31 următoarele. Însă când au trimis căpetenile Babilonului, sol la el să întrebe de minunea care avusese loc în țară, Dumnezeu l-a părăsit ca să-l încerce, pentru ca să cunoască tot ce era în inima lui. Cât de exigent este Dumnezeu! David a știut să se comporte bine cu toți, dar în cazul cu Nabal a avut o scăpare în viața lui, în ce privește relațiile cu cei răi. Și acest Ezechia, când nu bănuia, când era pace în țară, a venit trimis din altă țară să-l întrebe de minunea care a avut loc. Și în acele momente, el s-a mândrit. Hai să citim în mod expres lucrul acesta. Toarceți pagina în urmă, versetul 25. Dar Ezechia n-a răsplătit binefacerea pe care a primit-o, căci s-a îngânfat inima. Mânia Domnului a venit peste el, peste Iuda și peste Ierusalim. Însă totuși, datorită vieții lui credincioase și a inimii lui dăruite Domnului, s-a trezit imediat, ca și Petru. Și versetul următor scrie, atunci Ezechia s-a smerit din mândria lui. Împreună cu locuitorii Ierusalimului și mânia Domnului n-a venit peste ei în timpul vieții lui Ezechia. Și apoi spune, s-a bucurat de binecuvântările despre care am citit deja. Iar detaliile le avem în 2 Împărați 20, de la versetul 12, sub titlul Fudului a lui Ezechia. Berodac Baladan, fiul lui Baladan, împăratul Babilonului, a trimis o scrisoare și un dar lui Ezechia, căci auzise de boala lui. Ezechia a ascultat pe sol și le-a arătat locul unde erau lucrurile lui de preț, argintul și aurul, mirodenile și unde lemnul cel scump, casa lui cu arme și tot ce se afla în visteriile lui. N-a fost nimic pe care să nu-l fie arătat Ezechia în casa lui și în toate moșiile lui. Oare îi bătea inima după ce a procedat așa? Vedeți ce păcat sensibil a făcut și totuși Dumnezeu l-a notat. Domnul l-a părăsit și în clipa aceea parcă n-a mai fost
stăpânit de un sentiment de spiritualitate. Și a început să le arate bogățiile acele multe spre care v-am citit. Ca și cum ar veni cineva la noi, cu care nu ne-am văzut de mult sau care nu ne-a văzut niciodată, și în loc să ne rugăm și spunem ceva despre Dumnezeu, începe să-i arătăm camerele noastre, casa noastră, mașina noastră, îi povestim despre activitățile noastre. Omul să plece și noi să zicem, cum se spune uneori, dar eu am spus că Domnul mi l-a dat. Ei, ăsta e doar un titlu care îl punem noi ca să salvăm situația. Cum au plecat ăștia, vine altul. Cine a venit? Prorocul Isaia a venit în urmă la împăratul Ezechia și i-a zis, ce au zis oamenii ăștia? Tu ce ai făcut și ai povestit cu ei? Și dă o sentință, tot ce ai văzut aici, tot ce le-ai arătat lor aici, va merge la ei acasă. Va ajunge în Babilon, toată averea ta. Și chiar copiii tăi ieșiți din tine, nepoții tăi vor fi făcuți famine. Și Daniel și tinerii din Babilon, sunt unii dintre ei, vor fi duși robi în Babilon. Și toate acelea nu sunt legate în mod total numai de asta, dar și greșeala asta a ta ajută. Cât de atenți ar trebui să fim? Doamne, ajută-ne! Nu degeaba merge Scriptura în Noul Testament când ne spune orice gând, orice vorbă, orice strigare, să fim racordați la voia lui Dumnezeu. Că uneori vin ispitele cum nici nu te aștepți și după ce câștigi câte o bătălie mare și scapi de Sanherib și ești un uriaș spiritual, faci o greșeală la caligrafie și ai luat o notă slabă. Ai răsfăcut un desen cum nu trebuia. Ai desenat numai cele de pe pământ și n-ai schițat nimic din cer. Însă totuși, imediat după aceea, Ezechia s-a trezit, s-a smerit și a rămas credincios mai departe. Știu eu ce socotele are Dumnezeu, probabil, mă gândesc asta, zic de la mine. Dumnezeu în ceruri ne va repartiza pe anumite slujbe și vom activa veșnic cei mântuiți. Și Dumnezeu are calculele sale să-L vadă pe fiecare de ce calibru e, ce măsură are, să știe unde să-L pună, ce să facă cu El. Ce finețe și ce lucrări la Dumnezeu, pe care nu le înțelegem întotdeauna, ca și în cazul Iov. După aceea, așa știm să povestim la alții cum ar trebui să facă, cum trebuia să facem, dar după ce a zburat situația în urmă, nu mai poți relua. Și încheiem citind din 2 Cronici 31, versetele 20 și 21, unde Ezechia este prezentat ca un om deosebit de bine, care rămâne de urmat. 31 cu 20 și 21. Iată ce a făcut Ezechia în tot Iuda. A făcut ce este bine, ce este drept, ce este adevărat înaintea Domnului Dumnezeului său. A lucrat cu toată inima și a izbutit în tot ce a făcut pentru casa lui Dumnezeu, pentru lege și pentru porunci, ca să caute pe Dumnezeul său. Un om credincios. Doamne, ajută-ne și nouă să fim păstrați și să rămânem credincioși pentru Tine. Să se poată scrie în final, după cum s-a scris de atâția că au fost răi, să se găsească oameni, bărbați și femei despre care se scrie, a fost credincios. Toată viața lui i-a fost drag Dumnezeu, s-a dăruit trup și suflet și a făcut pentru Domnul. Și acum zice Pavel, mi-am sfârșit alergarea, am păzit credința, am făcut ce trebuia să fac. Și întoarceți o foaie. Și a încheiat activitatea, s-au scurs și cei 15 ani, că 900 să fie și toți se duc și ajungem pe prag de mormânt. Ezechia, versetul 33, a dormit cu părinții săi și l-au îngropat în cel mai bun loc al mormintelor fiilor lui David. Știu eu cum era amenajat cimitirul la ei, locul central, cel mai important, împăratul Ezechia. Știți că pe alții nici nu i-a îngropat în cimitirul monarhic. Tot Iuda și locuitorul Salimului i-au dat cinste la moarte. Ei, mormântarea este o procedură de ordin uman, dar eu cred că un Ezechia va avea un loc de cinste și la înviere și îi vor da cinste cei din cer, dacă la moarte i-au dat cinste cei de pe pământ, din dreptul lui. De aceea, Domnul, să păstreze în inimile noastre aceste exemple vii și bune de urmat. Un Ezechia, un om deosebit al lui Dumnezeu. Haideți să rugăm pe Domnul să ne ajute să trăim și noi o viață astfel de sfântă, reamintindu-ne viața lui. A preluat situația în mod critic, total afectată de păcat și de rău, și a deschis inima pentru Domnul. Că nu este nimeni care să-L dorească pe Domnul și Domnul să nu fie deschis. I-a provocat pe ceilalți să se ocupe de templu. Au îndepărtat totul. Au vrut să facă o pocăință curată. Vedeți că se poate? Că de regulă vrem noi să ne pocăim, dar
Chiar de tot? Acum dăm afară toate, dacă ar fi să spunem așa dintr-o dată. Fiecare termină cu sporturile, cu auriturile, cu televizorul, fiecare se termine cu plăcerile lui, cu distracțiile, să nu mai meargă de acum la lucrurile lumii acesteia, tot să fie corecți în afacerile lor, să-și anuleze afacerile care sunt necinstite și să fie drepți. Ce credeți că s-ar întâmpla în urmă? Ar fi rezultate. Nu se poate să nu fie. Și după ce ei s-au pus la punct, a venit împăratul Asiriei să ia cu valul cum a cucerit toate țările din jur. Și a început lupta aceea ideologică, la nivelul minții. Nu se poate să rezistați, n-a rezistat nimeni. Dumnezeu m-a trimis aici și diavolul aduce și înscenează tot ce s-ar putea. Ei au rămas credincioși și au făcut un singur lucru. Au apelat la Dumnezeu. Și Dumnezeu, știți ce le-a spus? Cel ce șade în ceruri, râde de ăștia din jur. V-am adus până aici și le spune Isaia, v-am folosit ca un topor, dar acum ai rupt coada. Gata, ajunge. Și îngerul Domnului într-o noapte i-a omorât, pe alții i-a trimis pe front, pe unul a întors acasă și l-a omorât copiii lui. Și ei au ieșit din cetate biruitori și au început să curgă darurile de binecuvântare. Dar spre bătrânețe a venit încercarea. De aceea, Domnul să ne ajute să trăim în curăție, să avem biruințe în mod spiritual, dar să fim atenți că nu știm ce vine și cum ne cercetează și ne încearcă Dumnezeu cu boli, cu aspecte sensibile, de mândrie, de vorbire, să putem în final să încheiem viața credincioși și cu Domnul. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.